Salutare tuturor, eu sunt Selim și voi sunteți pe canalul Selim de lapte Takis. Și astăzi vom face am-nam cu mama mea. N-am mai apărut de mult într-un vlog și am zis să apărem, să facem un vlog amândoi. Vă plac Takisurile. Mi-a venit o idee. Încă vrem ceva să facem ca și cum așa, ceva extrem, să luăm câte un Takis la ceva, dar n-avem la ce. Eu nu vreau să încerc Takis, mamă. Why? It's so good. No, no! De ce? Nu sunt mil, haide. Nu înțeleg de ce vă place să vă chinuiți cu Takis. Și începem seria de întrebări. N-am încercat să zbor cu umbrela sau mătura? N-am. Tu? Nu? Eu am încercat să zbor cu mătura. Eu am încercat să zbor cu patul. Adică mă țineam așa și facem așa, cu perna. Când eram mai mic, da. N-am mâncat pastă de dinți. Toată lumea, am. Cum poți să mănânci asta atât de picantă, Seli? Cred că și eu am mâncat pastă de dinți când eram mică. Toată lumea am mâncat. Exact, și pupii, dar... am mâncat. Bine, pupii nu. N-am mâncat chiar dacă nu mi-era foame. Am, și azi. Uneori nu mi-e foame și mănânc doar pentru că trebuie să mănânc, deci... Da? Acum? N-am copiat la școală. Am. Ai? În clasa întâi? Și eu am. De la cine? De la cea mai deșteaptă din clasă, nu? Nu copiam de la cineva, copiam direct din carte sau îmi făceau copiuțe. A, păi... Eram un alt nivel, mai avansat. Eu copiam din caietul lor, nu-i la... Totuși, ai mustaș. Carina, în caiet. Da? Și la Isa. Și ce, ea știe să facă mai bine decât tine? Păi sunt fete. Vezi de ce trebuie să mergi la meditații? Da. Vrei mergeți la meditații? Da. A venit cineva acasă. Ia spune, tu ai copiat la școală? Blugi. Pastă de dinți ai mâncat? Bă, am mâncat pentru că mă spălam zi de zi. Că mama m-a învățat de mic să mă spăl pe dinți. Între cea mai importantă. Între cea mai importantă. Deci e un lucru foarte important să vă spălați pe dinți. Nu, Selim? Dacă vreți să arătați așa... Să ne spălăm pe dinți. Spălați pe dinți. De-aia spune, n-am chiulit de la școală. Logic. Da. Eram cu forța. N-am, dar am vrut cu Luca. Am vrut să ieșim să ne ducem în Iore. Ce părere? Sper că nu o să audă așa. Nu? Și eu am chiulit de la școală. Am avut în clasa noua foarte multe absențe. Păi da, te explic, de la școală semnând minima 8-a. Minima 8-a, da? No. Păi eu până... Eu n-am chiulit deloc dintre întâia până... Din clasa întâi până în clasa 8-a nu am chiulit. Am chiulit la liceu, într-adevăr, că nu puteam să mă trezesc dimineața. Welcome back! Uitați ce mi-am făcut la deget. Am revenit, da. Selim și-a prins degetul într-un gard. N-am animal de companie. Pupi! Deci avem animal de companie. Deci și eu și Selim și am avut și înainte să-l am pe Selim tot un cățel. Păi și eu era când îl aveai pe Gaga. Mami, ești murdar la gură. E, lasă să am muștaciu. Păi da, dar pe Gaga, pe Baby. Gaga. Eu pe Baby îl luasem înainte să te am pe tine. N-am făcut farse la telefon. Am. I-am făcut pe toată lumea. Deci Selim a făcut farse la telefon, ajutat de mine chiar. Da. Da. Săracu Hamude. Hamude, cine ești că mi-e cam frică? Amuzant, da, și eu am făcut farse la telefon când eram mică și acum, na, spre rușinea mea, l-am ajutat și pe Selim. Asta este, așa face o mamă și ajută copilul la greu. N-am dat vina pe altcineva când de fapt era vina mea. Am, pe Ariana. Cred că și eu am dat vina pe cineva. Da, de fapt că era vina la amândoi. Amândurora. Și atunci când s-a lovit Alex acolo, era vina la amândurora. Da, și eu am dat vina pe cineva, cu siguranță, când eram mică, mai ales pe verișoarele mele. N-am mințit vreodată părinții. Nu. Hai, Selim, spune adevărul. Când? Ba, mă mai minți. De exemplu, m-ai mințit atunci? Nu, mi-ai zis că pleci în parcul de lângă și ai plecat în parcul de lângă. Eu nu știam care e parcul. Eu cream că dar stă acolo, că așa mi-a zis Răzvan. Că stă în blocul ăla, în blocurile alea de acolo. Bine, dar nu mai pleca fără să-mi spui. Ți-am spus, dar n-am știut. Păi și tu dacă vezi că te duce în alt parc care nu e acolo, de ce te duci? Dacă știi că nu că mai... Că sunt puși. Păi dacă știi că nu mai anunțat... Dar eu trebuie să știu tot. N-am citit complet o carte pentru școală. N-am. Doamne, nu înțeleg cum poți să mănânci așa ceva, de ce te chinui? Nu, bine, sunt bune. Sunt picante rău de tot. Foarte bune. Deci n-am citit o carte. N-am. Din păcate, Selim, n-am.
dar va trebui să citești. Eu am citit, chiar îmi place să citesc. Vă recomand o carte pe Instagram la mine, Irina Selim Alexandra, să vedeți ce mai citesc eu din când în când. N-am mâncat ceva expirat. Ia să vedem, astea sunt expirate? Nu scrie. Eu zic că sunt expirate, nu mai mâncat. Ai mâncat ceva expirat? Cred că am băut ceva expirat. Am băut decât ceva expirat. Ce? Știi sucul ăla de mere care îmi dădea mama e mereu? De ăla. Am zis, mama e dat și mie din sticlă și l-avea de 2-3 săptămâni. Și l-am luat, am băut din sticla aia din ăla și era, nu era bun. Era amestecat așa. Și eu cred că am mâncat expirat. De obicei nu mă la termen. Pentru mine nu e important dacă e bun la gust. Mănânc orice. N-am furat ceva dintr-o cameră de hotel. Eu iau, dacă îmi plac, gelurile de duș. Cred că toată lumea face asta, nu? Sau sunt singura? N-am fost gras sau grasă în copilărie. N-am. Nici eu. Selim are cu cine să semene, este complet fit. Sunt Neymar. Și că n-am mușcat limba. Ți-ai mușcat limba vreodată? Da. Și eu. Uite așa. Deci, efectiv, nu vorbește așa. Na-na-na. Da. Și e foarte dureros. Uite, când spui tu, vezi? Tu, tu. Pui limba aici, poți să-ți muști. Uh-huh. Uite, tu. Și e dureros. Tu. Hai să vedem ce-i place lui Selim aici, o întrebare. N-am avut o experiență paranormală. Cum adică? Adică monștri, ceva. Da. Da? Da, eram... Ai văzut un monstru? Uh-huh. Eram mic. Aveam, da, nu știu, 4 ani, 5 ani și eram în parc la noi. Și știi blocul ăla din față unde stă Gabi, băiatul ăla. Așa. Și m-am uitat și era gen, era așa, ca o fantomă, mm-hmm, înaltă, aici în albă, fața albă tot, cheală albă, tot albă. Era și chel? Stătea așa și era foarte înalt, 3 metri avea. Era îmbrăcat la costum și după aia m-am întors, m-am uitat iarăși. Și a dispărut. De unde știi că nu era un om care a dispărut? Pentru că se vedea așa, gen punctulețe, gen ca fantomele, punctulețe, punctulețe. Eu am avut o experiență paranormală. Deci, am încercat, eram, cred că, în clasa 3-a sau a 4-a. Și nu știu de ce copiii sunt pasionați de latura asta paranormală și ciudată. Yes. M-am întâlnit cu o colegă de la școală și am încercat să facem spiritism. Mă rog, cine v-a spiritism? Răspuns? Cine ne-a răspuns? Mihai Eminescu. Noi, noi voiam să-l invocăm pe Mihai Eminescu și cred că a venit Mihai Eminescu pentru că încercam noi acolo să facem un ritual de spiritism și s-a deschis ușa singură. Păi așa. Dar de fapt așa erau alți copii care făceau niște odenuri. Așa pot să spun și eu, pentru că când stăteam cu băieție și a deschis Răzvanul și așa a fugit. Nu l-am văzut că noi eram cu spate și vedem direct. Deci, s-a deschis ușa. Se poate pune tot ca o experiență paranormală, nu? N-am stat treasă mai mult de 48 de ore. Cum adică? Adică să stai treaz 2 zile și să nu... N-am. N-am învățat un dans de pe TikTok. Și cu ea. Încerc să învăț dansuri și nu mi-e niciodată. Nu știu de ce. Nu sunt bună la coreografie. Îmi place să dansez, dar nu pot să învăț un dans. Se pare foarte dificil. Ia să-ți vedem usățile. Deci dacă vreți să vă chinuiți, cumpărați-vă Takis, cea mai bună metodă de tortură. Și cam atât cu întrebările. Selim se pucă. Nu, mai vreau. Mai vrei? Mai vreau. Nu mai, mănânci Takis în capul meu și nu-mi place. Ok, nu mai vreau. Nu înțeleg de ce te chinui cu ceva care e foarte picant. Adică... Mănânci și beau lapte pentru da, că e mai bun. Da, mănânci și bei lapte, de ce? Adică doar te chinui. No reaction. N-am făcut shopping online excesiv. Da, am. Selim face asta des. Shopping online excesiv nu faceți ca Selim. Pentru că nu e bine. Și când îmi iau de pe forne, nu se pune. N-am stat în pijama toată ziua. Am. Când și eram mai mic, nu? Mai ales când sunt... Când eram mic și eram bebeluș, stăteam în pijama toată ziua. Și mai ales când vine frigul, așa, și ai zile, momente, în weekend sau, nu știu, în da, vacanța știi, de Crăciun. Mie știi ce-mi place? Să plouă torențial, să stau în casă sau de așa, tâng, să mă joc Fortnite. Mă place rău așa. Da. Deci am stat amândoi în pijama toată ziua. Mai ales când e frig afară, când n-ai chef de nimic, când stai așa la căldură, te uiți la filme. Nu? Da. N-am căzut din copac. Da.
Nici eu n-am. N-am avut un jurnal. Ce? Un jurnal este un caiet în care îți scrii tu. N-am. Da, care îmi scriu eu ce? Scrii amintiri, scrii... N-am. Tu trăirile, da. Chiar am avut, toate fetele cred că au jurnal. La un moment dat, noi aveam jurnal și ne puneam una pe alta să ne desenăm în el, să ne scriem amintiri. Cred că le-am și acum acasă. De la mama e? Uh-huh. N-am plâns vreodată la un film. N-am. Eu, gândiți-vă că eu la filme horror râd. De când te-ai uitat tu la film horror? Și pe TikTok și pe YouTube când mă uit eu râd. Tu mai la filme, mai la chestii horror te uiți. Că ea dacă mă atâteam dă și râd. Eu am plâns la filme, mai ales la filmele romantice. Am plâns foarte mult la Hachiko. Noi doi ne-am uitat la Hachiko, deci trebuie să ne uităm neapărat. Vrei iar să plângi? La Titanic! La Titanic! Am plâns la mai multe filme oricum. Adică tu e sensibilă. Sunt sensibilă, da. Și gata, Selim, am încheiat întrebările pe seara asta. Trebuie să te culci, să-ți faci baie, că mâine pleci în turneu la Timișoara. Să-i ținem pumnii lui Selim și să doarmă singur. Trebuie să înțeleagă că e deja băiat mare, are aproape 9 ani. Telecomandă. Și trebuie să doarmă singur. Și cam atât a fost vlogul meu. Să se urmează la 10.000 de like-uri, că eu nu am apărut într-un vlog de foarte mult timp. Bine, 10.000 de like-uri pentru nimic. Pentru dacă mai vreți încă o parte sau dacă aveți idei de vloguri cu mine, cum să ne vedeți. Tung, tung, tung.